Doamnelor, domnilor, bun găsit la Fii Alegător, o nouă ediție electorală aici la Radio DA. Invitata din această seară este Nina Ghiță, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român, care candidează la Camera Deputaților pentru Diaspora. Bun găsit, stimată doamnă, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi în această seară aici cu noi la Fii Alegător. Bună seara și vă mulțumesc pentru oportunitate. Alături de mine în această seară, ca de obicei, se află Cristian Bucur, președintele Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni din Canada, iar din Statele Unite, Marian Petruța, președintele Asociației Presei Românești Nord-Americane. Domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Bună seara! Ne-am regăsit! Revenind la invitata noastră din această seară, este avocat, specializat în drept penal și drept european, membru a Baroului Avocaților din Atena. De-a lungul timpului a deținut mai multe funcții, precum cea de consilier în Consiliul Românilor de Pretutindeni, președinte al Asociației Comunitatea Română Sfântul Ștefan cel Mare din Atena, vicepreședinte al Uniunii Imigranților din Grecia, consilier în cadrul Consiliului Imigranților din cadrul Primăriei Atenei. Doamnă, vin și vă întreb la un așa CV impresionat, ce v-a determinat să candidați? Aceleași motive pentru care am deținut toate aceste funcții. Să fiu un sprijin românilor de pretutindeni. Este singurul motiv. Este singurul motiv. Bun. Care sunt... Este singurul motiv, pentru că mă consider din toate punctele de vedere un om împlinit. Și întotdeauna, adică de ani de zile, de când sunt stabilită în Grecia, eu am 23 de ani în Grecia, dar cel puțin în ultimii 15 ani de zile activez un regim de voluntariat pentru comunitatea românească de aici. Pentru că mă simt bine ca și comunitatea românească din Grecia să fie văzută bine de autoritățile elene. Știți ce poreclă aveți? Nu! Vreți să vă spun? Da! Am vorbit cu mai mulți prieteni din Grecia. Sunteți numită Îngerul Păzitor al Românilor din Grecia. Wow, mă simt flatată, vă mulțumesc! Dacă nu știați, ați aflat acum. Întrebarea pe care oricine ar avea o primă întrebare pe care oricine ar avea-o pentru dumneavoastră ar fi: care sunt primele inițiative pe care Nina Ghiță le va lua în ceea ce privește diaspora, dacă va fi aleasă și dacă va ajunge să le reprezinte în Parlamentul României? În primul rând îmi doresc din tot sufletul să identific până și pe ultimul român din ultimul colț al lumii. Știu că suntem foarte buni și știu că până la ora actuală autoritățile române, statul român, nu are o evidență concretă a numărului de români aflați în afara țării. Deci ăsta este visul meu, să identific până și pe ultimul român și acea persoană să fie băgată în seamă. Asta este prima mea intenție. A doua intenție este să reînființez Ministerul Românilor de Pretutindeni. Acel minister care se impune să există, mai ales din cauza numărului cetățenilor români aflați în afara României. Suntem peste 20% din populația României în afară. Deci măcar un minister cred că putem avea. Da, interesante primele inițiative pe care le doriți a fi luate. Ați identificat, apropo de, spuneați că vreți să-l cunoașteți și pe ultimul român din orice colț al lumii. Ați identificat care sunt cele mai stringente probleme cu care se confruntă românii stabiliți în străinătate și, dacă da, care sunt acestea? Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă românii sunt serviciile consulare. Este poarta românilor către România. Din păcate, digitalizarea serviciilor consulare nu este așa cum s-a dorit și nu se adresează. Toată lumea a uitat că cetățenul român nu este un specialist în IT. Avem cetățeni români plecați la muncă peste hotare, care nu au acele telefoane de acum 10 ani cu butoane, nu au acces la internet și atunci pentru ei serviciul consular este o parte imposibil de deschis. În primul rând, serviciile consulare. Deci asta este cea mai mare problemă pe care au cetățenii români din afara țării.
Una dintre problemele, una dintre probleme cele mai mari. Și situația digitalizării, eu aș duce-o mai mult mai departe, să nu înseamnă că este un lucru rău, adică să nu înțelegem greșit. Este un lucru foarte bun pentru cei care pot să acceseze astfel de servicii. Eu aș merge mult mai departe cu ele și aș merge la acel simplu click pe care îl apăsăm, enter, și să ne fie scoase certificatele, cel puțin de stare civilă. Un certificat de naștere pentru care să nu fie nevoie să facem o programare online la consulatul României din țara unde suntem stabiliți, să existe o aplicație, apăsăm pe OK și ne scoatem certificatul de naștere care să fie valabil în fața autorităților, să aibă aceeași valoare juridică în fața autorităților din statul unde suntem noi prezenți. Se discută de foarte mult timp despre centrele comunitare pentru diaspora, deși există o lege care le prevede. Până acum nu s-a întâmplat. Legea 86 pe 2016, așa cum există foarte multe legi în România pe care autoritățile noastre le ignoră și care se raportează la românii din străinătate. Mai avem și legea 299 pe 2007. Din păcate, probabil acele centre comunitare nu convin politicului de la București sau partidelor care au fost la guvernare până acum. Cel puțin asta este explicația pe care mi-am dat-o eu, deși pentru cetățenii români din străinătate ar fi o salvare. De ce De ce credeți că nu convin aceste centre? Politicul nu convin, pentru că așa cum este cum sunt prevederile legii respective, ar avea foarte mulți, n-ar mai avea un control asupra centrului comunitar, așa cum fac cu asociațiile care sunt în diaspora. N-ar mai putea să le controleze, nu mai depind financiar. Dependența financiară de către statul român, uitați că duce la o dependență și la politică. Și atunci centrele comunitare pe care ar fi trebuit să-și asigure partea financiară singure, dar nu din România, ci din sponsori, cred că n-ar mai crea o dependență politică față de un partid anume. Din punctul meu de vedere și programul Partidului Ecologist Român, avem înființarea acestor centre comunitare, evident, nu pe metodologia pe care au avut-o ei în vedere, referitoare la cei 5.000 de cetățeni români care trebuie să se registreze la misiunea diplomatică din fiecare stat unde există. Nu, pentru că o dată oficială a numărului de români se poate obține de la statul de unde aceștia sunt stabiliți și numărul dat oficial de statul respectiv ne poate da un centru comunitar. Este foarte simplu. Mergem în Statele Unite, Marian Petruța, te rog. Da, mulțumesc, Dane. Mă bucur în primul rând că avem printre candidații la aceste alegeri parlamentare din partea diasporei și candidate de genul feminin. Și nu doar candidați de genul masculin. Este o condiție obligatorie pe liste să fie și partea feminină. Da, ce e interesant e că cel puțin celelalte partide, cu excepția, sigur, am văzut încă o doamnă de la PSD care e pe primul loc la una dintre locurile din Parlament. Restul partidelor, nici măcar în pozițiile 2 și 3, nu au doamne pe liste. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți acest lucru și de ce considerați, sau dacă considerați că e nevoie ca mai multe femei să intre în politică și să candideze. Sigur că da. Noi suntem mult mai obiective decât bărbații. Și atunci, dar nu cred că ăsta a fost un criteriu. Cred că Partidul Ecologist Român a văzut în mine o persoană care, o persoană care are experiența diasporii, în primul rând, și care știe problemele cu care se confruntă cetățenii români. Și atunci ăsta este motivul pentru care m-au ales pe mine. Evident, este un lucru foarte bun, pentru că noi avem și de gen masculin din diaspora, în Partidul Ecologist Român, dar probabil și vechimea în partid, asta a determinat să fiu pe un loc eligibil. Și cum vedeți, sau dacă considerați necesară implicarea mai mult a femeilor în politica românească?
Eu aș considera și aș duce până la 50-50%. Cred că e un plus de bine. Dacă o să reușești să ajungeți în Parlament, cum credeți că o să reușiți să reprezentați românii din diaspora, ținând cont de faptul că acest colegiu este extrem de vast și problemele românilor în funcție de comunitățile despre care vorbim sunt destul de diferite? Sigur că sunt destul de diferite. Sigur o să-mi selectez. Problemele românilor se împart pe regiuni, se împart pe state, se împart pe categorii sociale. Eu mi-am făcut un plan ca atunci când ajung în Parlamentul României, în primul rând să pot ajunge la toți cetățenii de peste tot. V-am spus că voi căuta și pe ultimul român din ultimul colț al lumii. Cum? Cum veți face acest lucru? În primul rând, voi contacta misiunile diplomatice, asta este primul lucru pe care îl faci. Voi contacta misiunile diplomatice din fiecare stat pentru a mi se prezenta o situație a cetățenilor români care există pe teritoriul unde se află misiunea. De acolo voi lua legătura, că probabil mi se vor pune la dispoziție nume de asociații. Voi, împreună cu colegii mei din Partidul Ecologist Român, am stabilit, pentru că există problema asociațiilor care sunt înregistrate la misiune diplomatice și asociații care nu sunt înregistrate, dar care activează foarte bine, din anumite sau el motive, nu s-au înregistrat la misiunile diplomatice sau nu sunt agreate, există și acest fenomen, de către misiuni sau de către ambasadorul care este în misiune, la misiune în clipa respectivă. Noi am hotărât să găsim toate pârghiile pentru a putea să ne punem în contact cu tot ceea ce înseamnă entitate românească din fiecare stat. Cristi Bucur, Canada. Nina, ați avut o experiență și aveți o experiență vastă în contactul cu românii de peste tot din diaspora și am văzut chiar și împreună, am avut ocazia să colaborăm. De foarte multe ori. Am văzut am rămas prieteni de atunci. Exact și mă bucur. Am văzut că partidele în general din România își promovează propriile interese peste, călcând practic în picioare interesele românilor din diaspora. Practic nu interesează decât să adune niște voturi. Ce ar face ca Partidul Ecologist Român să se comporte într-un mod diferit? De ce s-ar comporta diferit față de celelalte partide care s-au tot perindat? Pentru că, în primul rând, Partidul Ecologist Român a promovat pe românul din diaspora, începând cu noi, pe funcții eligibile. Și apoi interesul partidului. Interesul partidului este să protejeze pe cetățenii români din afară, să-i facă să înțeleagă. Deși nu cred că vom depune un foarte mare efort în privința asta, să înțeleagă că România este în sufletul nostru oriunde ne-am duce în lumea asta și că noi, ca și partid politic, avem nevoie de ei și trebuie să păstrăm puntea legătură cu românii din afara țării. Să sperăm că așa va fi în cazul în care veți intra în Parlament. Eu sunt garant la tot programul Partidului Ecologist Român, deci dacă sunt probleme în privința aceasta, eu sunt cea pe care dumneavoastră puteți să o trageți la răspundere. Apropo de treaba asta, am discutat, mă rog, în emisiunile trecute, despre un parlamentar, cred că este și în continuare, nu? Și-a terminat mandatul de diaspora, care n-a fost văzut absolut nicăieri, da? Dintr-un alt partid, și care practic nu poate fi tras la răspundere, pentru că omul nu refuză în mod sistematic orice fel de invitații sau alte contacte. Cel care a mințit în emisiune, la ultima emisiune pe care a făcut-o dumnealui? Nu l-am avut în emisiune. El nu este prezent, eu nu l-am văzut nicăieri, în nicio emisiune. Trebuie să spunem și numele lor, că sigur. De fel de la candidatul PNL-ului, nu? Mihai Voicu. Nu, Mihai Voicu. Este un om inexistent, în primul rând. Dar nu poate fi tras la răspundere. Asta e. Cum,
Omul e bine mersi, își dar păstrează... Cred că este și vina noastră când selectăm, pentru că fiecare partid politic vine în fața noastră. Eu chiar citeam programele partidelor politice care sunt înscrise în cursa pentru diaspora. Foarte impresionante acele programe. Dar stăteam și mă gândeam, oare cetățenul român care se află, unii dintre ei săraci, nici măcar nu înțeleg ceea ce vrea să spună programele respective. Dar stăteam și mă gândeam, cei care au capacitatea de a înțelege acele programe, oare chiar cred că sunt realizabile? Adică chiar cred duse, mă uitam la programul politic al USR-ului, USR Plus. Și atunci stăteam și mă gândeam, cred că sunt puțin desprinși de realitate. Ori nu cunosc care este realitatea cetățeanului român aflat în străinătate, mai ales în Europa, nu vorbim de America în cazul ăsta. Ori, într-adevăr, vor să vândă gogoși care să fie calde și gustoase și să le cumpere lumea. Că noi, de fapt, așa am votat de 30 de ani, dacă stau bine să mă gândesc. Eu cred că în programul meu electoral am fost foarte simplă. Evident, am scris un program concis. Am stat și l-am conceput și am stat și m-am gândit ce ne-ar trebui nouă românilor, ce ne lipsește, care sunt lucrurile care sunt primordiale. Vin cu programe de repatriere, cu fonduri, aș spune un fel de discrepanță între românul, cetățeanul român rămas în România și cel din diaspora, care din punct de vedere economic se află mult mai bine ca cetățeanul din România. Ori tu încerci să-l minți că tu îi oferi mult mai multe lui care vine din afară ca cetățeanului care este în România și este contribuabil, când tu n-ai făcut-o pentru cetățeanul de acasă. Eu cred că noi suntem de vină, cred că ar trebui să fim un pic mai serioși și să ne gândim, să fim foarte atenți când punem ștampila de votat pe cine votăm. Aș vrea să vă întreb, pentru că ați făcut referire la persoanele din diaspora, cum vedeți dezinteresul ăsta pentru vot al cetățenilor români de peste granițe și de ce credeți că s-au înscris atât de puțin oameni în registrul electoral pentru aceste alegeri? Probabil din comoditate, nu are nicio legătură, că prezența la vot... o să vedeți ce diferență există între numărul cetățenilor care s-au înscris în registrul electoral și cei care se prezintă la urnă, din comoditate. Și apoi este acea problemă, acea înscriere online, care nu este atât de accesibilă. Nu uitați că sunt cetățeni români, că noi avem cetățeni români care sunt pe plantații și culeg fructe. Vreau să vă imaginați că acel cetățean român are la dispoziție un telefon mobil, rețea de internet, unde să-și facă înscrierea în registrele online sau la votul prin corespondență? Evident că nu. Dar de mers la votare va veni și veți vedea că lucrul ăsta se va întâmpla. V-am întrebat de acest dezinteres pentru vot, pentru că eu personal, cel puțin aici în Italia, cu majoritatea românilor cu care eu am intrat în contact și sunt destul de mulți, au această lehamite de a mai vota, pentru că spune, dom'le, nu mai votăm pe cine să votez. Toți sunt hoți, toți sunt mincinoși, toți sunt lepre și așa mai departe. Oare de ce? Nu așa a fost? Nu așa s-a întâmplat? Bun, când acest cetățean român i s-a promis atât de multe, deci acelui cetățean român i s-a promis atât de multe lucruri și el încearcă să meargă, are nevoie, i-a expirat cartea de identitate și încearcă să meargă la ambasada României, la serviciul consular al României și se izbește sau nu poate să intre în curtea consulatului. Nu credeți că e normal să aibă această atitudine? Da, este normal, e firesc atunci când tu te adresezi unei instituții. Apoi nu are cu cine vorbi. Eu cel puțin trăiesc zi de zi lucrul ăsta în Grecia. Au nevoie de informații. Nu există cineva care să le ofere informațiile. Li se pare absurd și așa este. Să nu există. Nu vă puteți imagina pe mesageria mea ce există. Eu zilnic primesc întrebări de la cetățenii români care nu au legătură nici cu mine, nici cu profesia mea, cu absolut nimic, care sunt legate de serviciile consulare sau de probleme banale
pe care le au de rezolvat și nu știu, nu-și pot găsi rezolvare. Și mă întreabă pe mine, deci eu sunt 24 din 24 de ore la dispoziție cetățeanului român, pentru că avem servicii consulare care nu răspund la nici măcar la telefoanele lor, nu răspund la mail-urile lor, sunt oameni care se programează, nu le răspund la programări, întârzie foarte mult și atunci sunt disperați. Imaginați-vă ce poate să facă un cetățean român într-un stat străin cu un act de identitate expirat. Și el merge la misiunea diplomatică din a statului lui și nu găsește răspuns. Nu-i răspunde nimeni. Programează-te online și atât. S-a închis telefonul. Oricine va asculta până acum, ar veni firesc, spun eu, și v-ar întreba de ce românii din diaspora ar trebui să vă voteze pe dumneavoastră și ce vă diferențiază de alți candidați? În primul rând, pentru că știu marea majoritate a problemelor cu care se confruntă cetățenii români din diaspora, participând la toate întâlnirile cu președinții de asociație, cu membrii aleși, reprezentativi al asociațiilor din diaspora, de atâția ani de zile am aflat, au ajuns la mine, am la cunoștință tot ceea ce se întâmplă și de ceea ce au nevoie cetățenii români. Apoi sunt un om care, și în societatea în care trăiesc, în mediul în care trăiesc de 23 de ani, oricine a avut nevoie de mine am pus la dispoziție și am rezolvat foarte multe probleme. Foarte multe probleme le-am rezolvat la nivel de între eu cu statul elen, fără să am o funcție, fără să vin din partea nimănui, dar probleme care se confruntau cetățenii români și la care am apelat eu la, apelând eu la serviciile statului elen, am reușit să le rezolv problemele. Una dintre probleme era oprirea certificatului de căsătorie. În clipa în care, sau certificatului de naștere, în clipa în care depuneau actele la instituțiile statului, acolo unde se cerea și o copie a certificatului sau certificatul de naștere, li se opreau originalele. De ce? Pentru că în acest stat nu se eliberează niciodată originalul, se eliberează extrase. Și ei trăiau cu impresia că și statul român eliberează extrase. Și cetățeanul român poate la orice oră să-și scoată acel extras. Și atunci această problemă am rezolvat-o eu. Fără să fiu nici din misiune, fără să fiu nici consul, fără să fiu funcționar consular, am rezolvat-o prin prisma profesiei, bineînțeles. Dar am mers la ei și m-am rugat de ei să nu mai rețină actele, le-am explicat care este situația și din fericire am recunoscut. Deci se găsesc soluții, într-adevăr, dacă românii au probleme în statele unde s-au stabilit și există un reprezentant al statului român care, într-adevăr, vrea să se implice, poate să rezolve foarte multe probleme. Din păcate, oficialii statului român, parlamentarii, ambasadorii, consulii pe care avem, au neglijat aceste lucruri sau au fost indiferenți la problemele pe care le-au avut cetățenii români. Așadar, ce vă recomandă? Nu pot să fiu indiferentă, este și caracterul. Contează foarte mult și caracterul celui pe care îl aleg. Este și caracterul meu de așa natură. Eu am să fiu tot timpul la dispoziția oricărui cetățean, acolo unde va fi nevoie. Eu aș răspunde cu o replică celebră dintr-un film la ceea ce vă recomandă. Până acum am văzut vocea și talentul dumneavoastră de orator. Marian Petruța, Statele Unite. Eu sunt avocat de profesie, adică ce vă imaginați? Asta am și spus, vocea și talentul. Marian Petruța. Pentru că spuneați că ați cunoscut și cunoașteți foarte bine problemele comunității românești de acolo de unde locuiți, ați încercat să rezolvați acele probleme și în contactul cu autoritățile statului român, cu ambasada, consulatul sau chiar instituțiile de la București? De foarte multe ori. De foarte multe ori. Și prin scrisoare trimise către Ministerul de Externe și la secția consulară, departamentul consular, și către ambasada României de la Atena, și către consulatul, serviciul consular de la Atena. Am mers și personal. Foarte multe dintre probleme am găsit rezolvare. În ultimii 4 ani de zile, absolut deloc,
decât dacă ieșeam și scoteam public toate problemele care existau și atacam într-un fel misiunea diplomatică, atunci se găsea rezolvare. Acum, în ultima perioadă, văd o deschidere a noilor veniți, noilor atașați veniți la Atena și sunt, cred că suntem pe o cale bună. Care era implicația lor? De ce nu colaborau în perioada când s-au împotmolit lucrurile? A, nu, nici măcar nu exista. Nu exista nici măcar o explicație. Nu dădeau explicații. Nu răspundeau, deci nici măcar la mail. Efectiv, nu, era, ignorau situația în jur. Și nu considerați sau nu vedeți, nu vă vedeți mai bine într-un rol ca și cel prezent de a continua să rezolvați problemele din statura de avocat sau lider al comunității din Grecia, decât dacă o să ajungeți un politician la București care, nu știu, poate o să se piardă printre ceilalți. Chiar mă gândeam ce m-ar determina pe mine, că sunt un avocat care sunt suficient de bine, suficient de cunoscut pe piața avocaților din Grecia. Adică mă gândeam ce m-ar determina pe mine să intru în toată cursa aceasta, să rezolv suficient de probleme, exact cum ați spus. Mă gândeam ce lipsește ca să pot să fiu mai eficientă. Ce îmi lipsea? Funcția. Că într-adevăr nu poți să mergi, adică sunt instituții ale statului elen, unde nu pot să mă adresez cu profesia mea de avocat, deci am nevoie neapărat de o funcție, pentru că eu nu pot să merg să reprezint, când merg cu funcția de avocat, reprezint un client. Dar când merg cu funcția de deputat, reprezint o entitate, o comunitate. Este cu totul și cu totul deosebit. Deci eu văd funcția de deputat în Parlamentul României ca pe un instrument cu care, prin care eu să pot să ajut pe cetățenii români care sunt stabiliți în afara țării. Ținând cont că proveniți sau candidați din partea unui partid care este mai puțin cunoscut în diaspora, dar și cred că în România are o cum să zic, nu are o vizibilitate foarte mare comparativ cu celelalte partide. Păcate, da. Ce șanse vă dați sau le dați românilor de a vota și de a vă alege și de a ajunge în această funcție și cum vă faceți campania și cum încercați să ajungeți la românii din diaspora, care, cum am mai spus, sunt împrăștiați pe distanțe foarte mari, pe tot globul? În primul rând, campanie online. Cred că este și campania tuturor colegilor care candidează contra candidaților mei. Nu numai datorită faptului că e distanța mare și datorită faptului că suntem în situația în care suntem de pandemie. Într-adevăr, partidul este mic, dar noi putem să-l facem mare. Să nu vă imaginați că nu am fost scurtată de alte partide, dar refuzul meu a fost categoric. Nu vă imaginați că de 23 de ani sau de 15 ani de când sunt implicată în mediul asociativ, nu am fost scurtată de alte partide. Am refuzat categoric, am rămas la Partidul Ecologist Român, acolo mă regăsesc, acolo mi se permite să aduc problemele diasporei, să le aduc eu la partid, nu partidul să ducă problemele partidului în diaspora. Ăsta e un lucru care pe mine m-a făcut, m-a determinat să nu plec niciodată de acolo. Așa vă rămâne și în continuare, știu, și contez pe președintele partidului și pe toată conducerea partidului. Am avut sprijin de la ei tot timpul și voi avea sprijin pentru a ajuta pe toți cetățenii români prin partidul meu. Sper să înțeleagă lumea și să-l ducă în Parlament. Credeți în încălzirea globală? Normal. Normal. Și dacă nu, chiar mă uitam zilele acestea la un video cu cum se răzbună natura pe noi. Și se răzbună front, dacă nu luăm măsuri. Cristi Bucur, Canada, te rog. În cazul în care Nina Ghiță va deveni deputat parlamentar... Va deveni Nina Ghiță. Eu știu că voi avea sprijinul tuturor. Și va deveni. Eu, cu siguranță, dar hai să punem așa, ipotetic, da? Ce se întâmplă cu cariera Ninei Ghiță, cariera de avocatură? Pentru că va trebui până la urmă să fiți prezentă în
Parlamentul României. Deci, ce se întâmplă cu partea asta de, avocatură? Și medicii sunt până la moarte. Se suspendă pentru o perioadă de 4 ani, este adevărat, se suspendă, dar cabinetul meu de avocatură, eu nu sunt singură, eu conduc un cabinet de avocatură, eu mai am 3 colegi care se ocupă de lucru de birou, deci biroul meu nu se închide și îl voi regăsi peste 4 ani de timp. Adică merită schimbul ăsta, vreau să întreb. Merită abandonul acestei cariere pentru a deveni parlamentar? Eu rămân tot avocat, deci eu nu pierd nimic, absolut nimic, eu rămân tot avocat, revin la avocatură. Apoi mi-am clădit o carieră suficient de bună aici în Atena și sunt convinsă, eu practic meseria în toată țara, deci eu cunosc Grecia mai bine decât orice cetățean grec. Nu cred că există colț din țara aceasta în care eu să nu fi fost. Dar v-am spus, deci eu am un cabinet pe care îl conduc, am 3 colegi, colegii mei vor rămâne în cabinet și vor continua ceea ce am pornit și eu mă reîntorc după 4 ani. Evident, suspend că asta îmi spune legea. Observăm din ce în ce mai mult, după părerea mea, o distanțare dintre diaspora europeană și cea nord-americană. Adică, cu alte cuvinte, partidele în general curtează mult mai mult diaspora europeană decât cea nord-americană, și aici mă refer la Canada, Statele Unite, poate ne gândim și la Australia, Noua Zeelandă, și acolo sunt mulți români. Ce facem cu acești oameni pe care pare să că autoritățile, mă rog, nu prea îi mai bagă în seamă, mai deloc? Exact ce vom face și pentru cei care sunt în Europa. Știu problema care este cu America. În primul rând este distanța, dar în afara distanței, eu cred că politicienii români n-au putut să manipuleze, aș spune, așa de ușor pe rezidenții din America de Nord, din Canada, așa cum au făcut-o cu cetățenii europeni. Și evident este mult mai greu, că nu vă imaginați că calitatea este inferioară a celor care se află în Europa. Nu vorbesc despre acest lucru, vorbesc despre faptul că le-a fost mult mai ușor să găsească lideri al unor filiale de partide, ilegal înființate, deci să nu discutăm dacă sunt legale sau nu filialele partidelor politice în Europa, nici o Constituție, nici un stat nu permite lucrul ăsta, au găsit lideri pe care să poată, adică cărora să le promită tot felul de facilități pentru ei, pentru familie lor, pentru prieteni, pentru a manipula. Ori cred că pentru America este puțin mai dificil, mult mai greu să facă lucrul ăsta. Acesta este punctul meu de vedere. Deși, ca și bazin electoral, în America de Nord, cred că, împreună cu Canada, nu mai țin minte, cred că sunt undeva în jur la 500.000 oficial. Mai mult. Peste un milion, dacă nu mai bine. Acum, la ora actuală, trebuie să fie peste un milion, dar în ultimul recensământ apăreau, făcut în Statele Unite, apăreau undeva în jur la 500.000. Eu sunt, asta este punctul meu și distanță. Distanța este unul dintre motive. Altceva este să vii la Atena între 1 și 20 de minute, se urcă oricare parlamentar și vine la Atena, și altceva este să vină în America. Și mult mai greu de corupt. Vin și vă întreb, în lumina celor discutate puțin mai devreme, mai este diaspora interesată de ce se întâmplă acum în România? Până la urmă, oamenii ăștia au plecat peste granițe, foarte mulți dintre ei, din rațiuni financiare mai degrabă. Da, sigur. Nici nu se pune problema. Să știți că până și cel mai înverșunat român, care efectiv este atât de supărat pe țară, încât nu vrea să mai audă din motive, nu, probabil certuri în familie, probabil faptul că și-a pierdut locuri de muncă, și-a pierdut proprietăți, care a plecat și a aruncat cu piatra spre România, până și acel înveșurat român își aduce aminte și că este cetățean român și ceva leagă.
Eu nu cred că este cetățean român care în adâncul sufletului său își amintească de unde a pornit. Este ca și cum ai uita unde ai crescut, familia, mama, tatăl. E, pentru mine este, nu pot crede că există un astfel de cetățean. Și apropo de distanțe, vă întoarceți în România pentru a participa la activitatea parlamentară sau veți face naveta între Grecia și România? Vorbim de în clipa când voi fi parlamentar, deputat. Evident. Din câte știu, am posibilitatea să-mi deschid cabinet și la Atena, aș face, pentru că Atena este locul de unde am pornit. Aș face un centru pentru Europa, un cabinet, dar sigur, marea parte a timpului voi fi la București. Asta e un lucru bun, pentru că fetele mele sunt la București. Discutând cu mai mulți români și primind anumite mesaje din partea românilor de când cu această emisiune, dar și o altă emisiune pe care o realizez aici la Radio Ba, toată lumea se întreabă care sunt acele pârghii necesare unui parlamentar care îi reprezintă pe cei din diaspora pentru a putea efectiv să le rezolve problemele cu care aceștia se confruntă de ani de zile în țările de adopție. Care sunt pârghiile? Da. În primul rând, să aibă contact cu comunitatea din statul respectiv. Pentru că dacă nu ai contact cu comunitatea, nu le știi problemele. Apoi problemele pe care le are comunitatea din statul respectiv, îi dă și pârghia. De exemplu, avem... Vă dau un exemplu banal, probleme de muncă. Atunci parlamentarul român se va adresa omologului lui din parlamentul statului respectiv și va discuta pe probleme de muncă. Se va adresa ministerului și altceva este să se adreseze în calitate de parlamentar și altfel sună și altfel vor fi priviți acei români din statul respectiv în clipa în care un parlamentar român se adresează statului unde acesta este stabilit și vorbește de problemele pe care le are cetățeanul stabilit în statul respectiv. Am înțeles. Marian Petruța, te rog. Aveți ocazia prin cadrul acestei emisiuni să vă adresați și românilor de aici, din Statele Unite. Ce anume ați dori să le transmiteți, cum ați încercat să-i convingeți să vă voteze în aceste alegeri și de ce ar vota pentru dumneavoastră? Este foarte grea întrebarea. Foarte grea, pentru că evident mă cunosc. Evident, ei au un CV al meu pe care eu l-am făcut public, sper să fie ajuns și la românii din America. Am intrat pe toate grupurile posibile să mă prezint ca și deputat, mi-am făcut un autoportret. Evident, am scris în acel CV foarte puține lucruri, pentru că eu am avut foarte multe. Dar din punctul meu de vedere, i-aș ruga pe cetățenii români care sunt în America, pentru că în ultima perioadă s-au desprins puțin de România, acele asociații care sunt existente, efectiv o fac pentru ei și o fac pentru cetățenii români care sunt acolo, dar nu mai au legătura cu statul, cu țara. I-aș ruga să nu piardă legătura cu țara, să păstreze legătura cu țara, pentru că noi avem nevoie de ei și ei au nevoie de noi. De noi să ne simțim, să nu uităm cine suntem și să ne apropiem unii de ceilalți. I-aș ruga să mă voteze, să-mi dea posibilitatea să le arăt de ce sunt în stare, să le arăt, să le demonstrez că eu pot să fiu și printre românii din America, nu numai printre cei din Europa, și printre românii din Australia, și printre românii de pe orice continent s-ar afla. Eu voi veni la ei atât de des cât îmi va permite timpul și posibilitatea, dar și la chemarea fiecăruia din America, din Statele Unite ale Americii și voi fi la dispoziția lor oricând, pentru orice problemă au ei de rezolvat. Este bucur. La statul român.
Să vorbim puțin despre Ministerul Românilor de Pretutindeni, care a fost ai și rămâne. Pentru Națiunea Ministerului. Sigur că da. A fost și rămâne o sursă de conflicte între asociațiile din diaspora, între asociații și minister. Nu mai avem minister, avem un departament fără formă juridică. Mă rog, așa este. Așa este, dar s-a tot perindat, ba minister, ba departament. Ce rol are, ce sens are să existe un astfel de minister sau chiar și departament în condițiile în care analiza dosarelor pentru finanțare este complet discutabilă, da? Intervenții pornești de la un subiect care asta este și problema existentei ministerului și a departamentului. Pentru că singurul subiect sau singurul obiect de activitate al acestui departament sau al ministerului au fost cererile de finanțare. Deci banii, atât, nimic altceva. Ori nu se poate un minister sau un departament pentru românii, numai denumirea în sine îți spune că trebuie să faci cu totul și cu totul altceva. Deci acest minister sau acest departament, eu îmi doresc din tot sufletul să ajung în Parlament, să pot să reînființez acel minister care trebuie restructurat pe probleme, pe probleme sociale, pe probleme juridice, departajate problemele românilor din Republica Moldova și a comunităților istorice, de problemele românilor din diaspora, din Europa, problemele românilor din America, pentru că sunt, v-am spus, identificarea problemelor sunt pe regiuni, pe zone, pe țări, pe categorii sociale. Trebuie să create departamente. Deci o restructurare totală a acelui departament. Departamentul nu poate să însemne doar finanțare. Pentru că, din păcate, această finanțare a devenit o finanțare politică. Din păcate, toate asociațiile care au apelat la finanțările de la Departamentul Românilor de Pretutindeni sau postul Minister al Românilor de Pretutindeni, toate asociațiile sunt într-o dependență financiară și atunci sunt sigur manipulate de către cei care doresc spre votul politic. Și este păcat. Da, uite, am să-ți dau un exemplu totuși. Teoretic... Dacă ești în America, cei din Canada, să aveți un departament al românilor din Canada sau un departament al românilor din Statele Unite ale Americii în cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni, în da, care și cea mai mică problemă a cetățeanului român-canadian, român-american, pe care oare să se adreseze acelui departament, ci evident să există o persoană care să răspundă. Există totuși și alte misiuni, să le spunem, ale ministerului. De exemplu, te duci pe site-ul lor și ar trebui să vezi toată media românească din lume. Ei bine, nu știu dacă ai avut curiozitatea să o faci, nu a fost updatat de ani de zile, sunt niște informații complet perimate. Există un buget pentru treaba asta, intern, dar nu se face nimic. Nu se trimit niciun fel de invitații, nu se trimit niciun fel de informații, nu se trimite absolut nimic. În afara acestor finanțări care, mă rog, sunt așa cum sunt. Dar de dorit. Și bugetul lor este extrem de mic. Bugetul pentru asociații, în timp ce bugetul, știu că la un moment dat chiar imprimau și o revistă, care nu știu cine o citea. Acest minister. Da? Deci, practic, este o sursă de venituri sau de cheltuieli mai degrabă complet lipsită de control. Pentru campania electorală, nimic altceva. Așa a fost, așa a rămas și pe noul guvern. Din păcate. Și atunci, de ce să-l mai menținem? Ce rost mai are? Nu se poate. Trebuie restructurat. Asta spuneam. Nu vorbim de minister, că vorbim de departament. Deci nouul guvern a desfințat ministerul și a creat un departament fără formă juridică, fără transparență, nu avem nici măcar consiliu de conducere. Nu știu dacă ați intrat pe pagina departamentului, adică lasă de dorit. Ori tu ca și departament să-i pozele, fotografiile activităților, asociațiilor din diaspora și să spui, uitați, aceasta este activitatea mea ca și departament, îmi pare rău.
Dacă puteți să acceptați așa ceva, acceptați în continuare. Eu sunt total împotrivă și, indiferent de rezultatul alegerilor, în mine vor avea pe cel mai mare dușman. Ei știu foarte bine lucrul ăsta. Eu sunt blocată pe departament, nu pot să comentez. Deci, sunt blocată de toți parlamentarii de diaspora, de altfel. Și pentru că ați vorbit de departamentul românilor de pretutindeni și de instituția care ar trebui să se ocupe în general de românii din diaspora, aș vrea să vă fac o întrebare. Dacă veți ajunge să îi reprezentați pe românii din străinătate în Parlamentul României, ce va face parlamentarul Nina Ghiță pentru păstrarea identității naționale, păstrarea limbii, școli de weekend sau cum vreți dumneavoastră să le numiți în limba română, asigurarea unor manuale, ce veți face pentru presa românească din străinătate, pentru că dacă nu știți, vă spun eu, suntem foarte mulți jurnaliști plecați în străinătate care o facem pe banii noștri, ca să spun așa, deși în programul Departamentului Românilor de Pretutindeni este prevăzut ca statul român să asigure atât financiar cât și profesional, dacă vreți, prin specialiști din media din România care să vină, pentru că mulți dintre cei care fac presă în străinătate, vorbesc și de Statele Unite și Canada și Australia și Europa, sunt oameni care nu au o pregătire în general, ci de-a lungul anilor au căpătat o deprindere mai degrabă în ceea ce privește jurnalismul și presa, dar continuă să o facă și, așa cum vă spuneam, o fac pe banii lor. Aș vrea să știu ce va face parlamentarul Nina Ghiță în acest sens. În primul rând, pornesc de la ultima parte, despre jurnaliștii români pe care îi avem în străinătate și pe care nu știm să-i valorificăm. Din păcate. La fel, tot în cadrul Ministerului, în structura pe care noi am gândit-o ca și Partid de Ecologie, ne-am gândit și la departamentul de presă, prin care să intrăm în contact cu toți jurnaliștii români de pretutindeni și să găsim o formulă de lucru împreună. Cred că ar fi minunat, ar putea să creăm și digital și online, am putea să creăm online, în care să avem din fiecare stat, ori pe continente, ori pe țări, să avem jurnaliști care să prezinte problemele. Uite, prin modul acesta putem să identificăm ușor și problemele care sunt în fiecare loc, în fiecare colț din lume. Aceasta în ce privește jurnaliștii. Deci noi ne-am gândit în ministerul, avem în structura ministerului la care noi ne-am gândit, avem un departament al jurnaliștilor români de pretutinde. În ce privește limba română, avem un institut al limbii române care desfășoară cursuri în instituțiile, în învățământul de stat din anumite state din Uniunea Europeană, deci vorbim la nivel de Uniunea Europeană, dacă nu mă înșel, sunt în jur de 10 state, în care se predă limba română în licee și unde există mediu asociativ românesc suficient de mare, cum ar fi Italia, Franța, Spania. În primul rând, unul dintre obiectivele mele este extinderea acestor cursuri, că asta nu înseamnă că nu vom susține în continuare și predarea cursurilor de limbă, cultură și civilizație românească în asociații, acele cursuri de weekend. Dar acolo unde putem să înființăm clase de cetățeni români la nivel de liceu, vrem să extindem în toată Europa, în cele 26 de state, pentru că al 27-lea deja ne-a părăsit. Dacă am putea să extindem aceste cursuri și peste, în celelalte continente, cu atât mai bine. Aceste cursuri funcționează, nu cu, dacă știți, cu cadre didactice specializate care provin din mediul asociativ românesc din fiecare stat unde sunt și se desfășoară. Apoi, un alt, cea mai sesizat este că nouă ne lipsesc instituțiile culturale românești. Sunt state în care noi nu avem.
citați un lucru foarte bun, un institut cultural, evident și acestea aduse la valoare și la performanța care ar trebui să o aibă un institut cultural român în toate statele din lume, dacă se poate. Da, sunt... Planurile mele sunt pe... Nu sunt cincinale sau pe 4 ani. Planurile mele sunt mari, sunt de viitor. Îmi doresc din tot sufletul. Am o echipă bună lângă mine. Evident că am nevoie de ajutorul tuturor. Sper să se întâmple lucrul ăsta și să pornim la drum, să creăm ceea ce ne trebuie, puntea de legătură dintre România și românii din afara țării. V-am întrebat acest lucru pentru că, cel puțin aici, în Italia, unde sunt eu, am luat legătura cu câteva asociații, pentru că sunt destul de multe, și la vreo 2 dintre aceste asociații m-au spus, da, mergem în România, cine merge în România, cumpără manuale, vine cu ele în valiză, nimeni nu, deși am făcut solicitări, de propria experiență. Nimeni nu s-a ocupat, deși pe hârtie toate lucrurile arată foarte bine. Să vii cu manuale în valiză din România și cu cărți de povești și așa mai departe, pentru că ei au și o grădiniță, un fel de after school pentru copii. Și îmi port bagajul de la mașină. Exact. Adică mi se pare, cum să vă spun, jenant pentru anul 2020 ca statul român să nu poată să asigure așa ceva în condițiile în care vedem că în jurul României toate comunitățile celorlalte țări sunt foarte, foarte bine organizate și finanțate, atenție, de la bugetul statului respectiv. Marian Petruța, ne apropiem de final de emisiune. Pe final îți dau cuvântul, te rog. Da, și mai avea o întrebare legată tot de acest colegiu extrem de răspândit în toată lumea, de la care așteptați să vă voteze românii. Circumscripția 43. Da, sunt... Da, era împărțită pe colegii, acum e circumscripție, una singură. Și e, cândva a fost împărțită pe toată colegii. Mi se pare că în anul 2012, nu e prima dată, eu am mai candidat odată la alegerile parlamentare, în 2012 eram pusită în 4 colegii. Exact. Dar și atunci, și acum, numărul de reprezentanți sunt destul de mic. Cum credeți că o să reușiți să acoperiți toate aceste comunități? Și dacă considerați că e de ajuns doar 6 parlamentari care să reprezinte românii din diaspora? Evident că nu se pune problema. Pentru că, în primul rând, se respectă legislația țării noastre în privința parlamentarilor de diaspora, parlamentarilor pentru circumscripția 43. Când ai 5 milioane de cetățeni români în afara țării, sub nicio formă nu poți să ai doar 6 parlamentari. Nu are sens să comentăm că avem nevoie de 160.000 de la 160.000 de cetățeni există un senator, la 70.000 un parlamentar. Deci nu discutăm despre acest aspect. Evident că sunt foarte puțini și Constituția României trebuie respectată ca și legea electorală de altfel. La noi în România nu se mai respectă nimic de altfel. În afară de asta, legată de cum voi reuși eu, ca Nina Ghiță, să mă împart pe tot globul, nu uitați că lângă mine eu voi avea încă 5 colegi care vor fi parlamentari de diaspora. Deci credeți-mă că nu le va fi la celorlalți 5 care vor fi lângă mine, nu le va fi deloc viața ușoară cu mine. Deci îi voi stimula în așa fel încât toți să lucrăm împreună pentru diaspora. Vă văd că zâmbiți, știu. Cristi, da. Dacă o să fie prima femeie parlamentar din partea diaspora, să aibă mai mult succes. Deci, în primul rând, greșeala fatală a tuturor parlamentarilor de diaspora a fost că ei în diaspora n-au venit niciodată să ia contact cu comunitatea română. Ei au venit tot timpul la ședințe de partid, să ia contact cu cei care le erau votanți.
Consider că lucrul ăsta este inadmisibil din clipa în care a intrat în Parlamentul României ca deputat al circumscripției electorale numărul 43, trebuie să uiți, chiar dacă tu ești membru al partidului respectiv, dar trebuie să uiți că tu ești penelist, userist, PSD-ist, al Partidului Ecologist Român și să-ți aduci aminte că tu ești pentru cetățenii români care se află în diaspora. Deci tu trebuie să muncești pentru ei. Da, e, probabil că n-ar trebui... Să nu lezezi interesele partidului, dar sub nicio formă să nu lezezi interesele cetățeanului român aflat peste tot. Dar poate că n-ar trebui să generalizăm, pentru că cel puțin în ceea ce mă privește am avut ocazia să îl cunosc pe unul dintre reprezentanți, pe senatorul de diaspora din partea USR, care a făcut inclusiv o vizită aici la Chicago. Sigur că și atunci vizita la Chicago a făcut-o pe banii lui, venind pentru că nu i-au aprobat cei din Parlament, era PSD-ul la putere, nu i-a aprobat deplasarea și de multe ori asta are una dintre probleme, fiind un colegiu extrem de mare, e greu să ajungă în comunități, mai ales dacă nu primești finanțele necesare ca să poți ajungi în aceste colegii. Dar în ultima perioadă... Atunci când vrei și într-adevăr vrei să fii alături de românul tău pentru a-ți atinge scopul, de fapt care este motivul pentru care mergi în Parlamentul României. Mergi în Parlamentul României să poți să rezolvi problemele pe care au românii din circumscripția ta. Trebuie să găsești și soluțiile pentru a ajunge la ei. Atunci nu mai are sens. Sensul tău acolo este doar de a fi obiect de design în Palatul Parlamentului. Care trebuie să găsești soluțiile, chiar și alea financiare, de a te regăsi cu comunitatea care te-a ales, cu problemele circumscripției tale. Ce am văzut în ultima perioadă e că se practică și sigur, mai ales acum în 2020, cu această pandemie și cu posibilitatea de a ne deplasa mult mai redusă, se fac foarte multe live-uri și în felul ăsta, sigur, cred că e o oportunitate pentru, chiar și pentru politicieni, să intre în contactul cu românii din diaspora pentru a le afla problemele și pentru a discuta ce nevoie au. Eu n-am făcut niciun live până acum de a intra în contact cu problemele românilor, dar într-adevăr este o soluție și se poate, vedeți, există o soluție de a intra în contact cu comunitatea fără a cheltui bani. Deci asta vă spuneam, există soluții, mai ales în ziua de astăzi, în 2020, când avem atâtea obiecte performante la dispoziția noastră, distanța este relativ mică. Deci America, acel senator care vă spunea că a venit printre dumneavoastră pe banii lui, pentru că nu i-a aprobat, și acum 2 ani de zile avea posibilitatea să facă un live cu românii din America, din Canada, din Australia, din Africa. Le-a făcut, ei e puțin unul dintre puținii. N-au călcat de ani de zile. Avem grupuri, asociații de românce stabilite, căsătorite, care au familii, au copii în Asia, în Africa. Nu le-a contactat nimeni niciodată. Considerați că e și asta o problemă în ceea ce privește comunitățile românești și românii care nu solicită aceste întâlniri și dezbateri cu cei care îi reprezintă în Parlament, adică să vină și din partea comunităților aceste cereri mai frecvente? Eu am fost 6 ani de zile președinte de asociație. Fiind 6 ani de zile printre românii, printre mediul asociativ românesc de aici, am învățat foarte mult de la ei. În primul rând am învățat că trebuie să-i cauți. Pentru că dacă nu-i caut, ei au tendința aia și dacă îi caut, nu mă bagă în seamă, dacă îi caut eu, caut-o pe politicianul, pe consulat, pe președinte de asociație, nu mă bagă în seamă. Și atunci am învățat că eu trebuie să mă apropii de ei și nu ei de mine.
În clipa în care eu m-am apropiat de cetățeni, după aia au venit ei la mine. Sigur, asta în cazul ideal, dar ținând cont că foarte mulți politicieni au făcut-o, cred că totuși și noi avem, sigur, și presa are o vină aici în ceea ce privește responsabilizarea acestor cetățeni, adică acestor politicieni, dar iarăși e un cerc vicios pentru că problema principală e timpul și resursele care presa, din păcate, nu le are, nici măcar de multe ori să supraviețuiască pe cont propriu. Dar să avem un departament de presă în cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni. Da. Da, este indicat. Cristi Bucur, mergem la tine, ne apropiem de final. Nina, pentru cei care nu te cunosc, alegătorii posibili, potențiali alegători, ce le-ai spune? Ce mesaj le-ai transmite? În primul rând să mă voteze, să aibă încredere în mine. Sunt foarte sigură pe mine și știu ce am de făcut în Parlamentul României. Am experiența necesară. Și cred că este nevoie să schimbăm puțin politica pe care am avut-o de 30 de ani. Bun, eu nu aș vrea să încheiem înainte de a face o remarcă. Îmi plac detaliile în general și sunt foarte atent atunci când vorbesc pe un interlocutor. Ați repetat de 8 ori în România, expresia, în România nu se mai respectă nimic. Din punctul meu de vedere, este destul de grav. Cum vedeți dumneavoastră ca viitor membru al Parlamentului acest lucru? Să am grijă să ne respecte. Ăsta este rolul nostru acolo. Nina Ghiță, vă mulțumesc pentru prezență și pentru explicațiile pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri în această seară aici la Fii Alegător. Mulțumesc și colegilor mei de emisiune, Marian Petruța din Statele Unite și Cristian Bucur din Canada. Doamnelor, domnilor, iată un exercițiu online pe care Radio DA vi l-a propus înaintea alegerilor, după cum bine știți, în fiecare marți și joi. De asemenea, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră pentru candidați la adresa de e-mail fialegator@radioda.ro. Eu sunt Dan Boanță, iar până data viitoare vă doresc toate cele bune!